În ultimele săptămâni, cu mici pauze de vreme calmă, mai multe zone ale județului Hunedoara au fost și sunt în continuare grav afectate de fenomenele meteo și hidrosevere. Astăzi, județul Hunedoara este din nou sub avertizare de cod portocaliu de averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină de medii dimensiuni. Iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 30-40 de litri pe metru pătrat, iar izolat de peste 50-70 de litri pe metru pătrat. Pompierii din cadrul secției Brad se pare că au cel mai mult de lucru. Ieri, începând cu orele 14, pentru județul Hunedoara au fost emise două avertizări hidrometeorologice cu privire la scurgeri importante de versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri ale unor râuri din bazinele hidrografice Mureș și Criș, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare. Având în vedere avertizările primite la nivelul ISU Hunedoara, s-a activat grupa operativă pentru a se monitoriza permanent situația din teren. Cei mai solicitați au fost pompierii secției Brad, care au acționat în comuna Baia de Criș pentru îndepărtarea efectelor negative generate de ploile abundente. S-a intervenit cu aute speciale și motopompe pentru evacuarea apei din 15 gospodării, în care au fost inundate mai multe beciuri, un garaj și o bucătărie. Județul Hunedoara este sub avertizare de cod portocaliu până vineri 7 iulie, ora 2.